Un bărbat a reușit să învingă o tumoare periculoasă ce îi amenința viața. Pandemia l-a ținut izolat acasă, iar când a reușit să ajungă la doctor, a fost imediat pus pe masa de operație. O echipă de chirurgi de la Spitalul Republican i-a înlăturat un cancer de aproape 15 kg. Medicii spun că intervenția a fost una riscantă, însă cu final fericit. Pacientul dintr-o localitate din țară în vârstă de 54 de ani spune că de mult timp a simțit un disconfort în regiunea abdomenului. Dar pandemia și frica de a se infecta de COVID-19 erau mare și l-au ținut departe de spital. După mai bine de un an de zile izolat în casă, bărbatul a efectuat o serie de investigații la spitalul din Bălți. La scurt timp după asta a fost transportat la Spitalul Republican din capitală, unde a fost diagnosticat cu tumoare. Eu deodată am înțeles că e o balonare. Așa o umflătură destul de imensă, așa mână. Domn profesor ne-a spus că operația a fost, adică a trecut greu, dar rezultate foarte bune. Acum mă simt foarte bine, foarte bine mă simt. Trebuie adresat la timp și atunci medicii sunt putere. Cazul a fost filmat de reprezentanții spitalului. Chirurgii l-au descris ca pe unul riscant, dar intervenția a decurs cu succes. A fost posibilă izireza completă a tumorii, cu înlăturarea completă, cu păstrarea practic integrală a tuturor organelor, cu excepția splinii, zis că a fost sacrificat splina. Dacă vă uitați pe imagine, deci peste 40 de centimetri, practic cred că o jumătate bună din cavitatea abdominală, etajul supramezocolic, dar și în greutate, cred că peste 500 kg a avut. În prezent, la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, secțiile terapeutice și chirurgicale activează în regim obișnuit. Asta în timp ce pe timp de pandemie au fost închise. Persoanele se pot adresa la specialiști pentru a primi ajutorul medical necesar.